salut. La momentul acesta când de fac filmarea este 6 iunie, da? Sâmbătă, trecut de orele 17. Uh, și vreau să spun că noaptea am aflat în dimineața asta că am fost căutat noaptea trecută de poliția Bucov. M-au căutat la domiciliu, adică m-au căutat la adresa din buletin, în și nu m-au găsit și m-au căutat uh, prin zona pe unde am copilărit eu respectiv la, la uh, refractare pleașă așa îi spune acolo uh, la zona respectivă și au arătat o poză cu mine oamenilor de pe acolo și uh, spuneau că au găsit un cadavru un om mort, nu știu, într-o fântână și că ei cred că aș fi eu. Și întreba lumea dacă știe ceva de mine. Au fluturat o poză cu mine pe acolo, da? Mi-au contactat rude, mi-au... Nu știu cum au ajuns ei la concluzia asta pentru că eu nu locuiesc în acea zonă de foarte mulți ani, deci de 17-18 ani, da? Nu mai locuiesc acolo. Buletinul mi l-am schimbat ulterior, deci acolo doar am copilărit și nu am mai trecut granița asta dinspre Ploiești spre Bucov de foarte mulți ani, adică eu nu am mai trecut dincolo de Bereasca, da? cum îi spune la zona aia, de marginea Ploieștiului, deci n am mai trecut de granița aia de foarte mult timp, deci eu nu mai am treabă cu zona aia de mulți ani și nu pot să înțeleg cum s-au gândit ei că aș putea fi eu victima, deci nu pot să-mi dau seama. Dar noaptea trecută nu am putut fi contactat de nimeni și azi dimineață când am aflat povestea, uh, deci au fost la rude, la cunoștinți, la oameni care m-au cunoscut în trecut, acum mulți ani, așa și-au întrebat de mine. Uh, Dimineața când am aflat, da, m-am gândit să-i contactez, am sunat la numărul lăsat de ei, așa, la o rudă și nu a răspuns nimeni, după care m-am gândit să sun la 112. Am sunat la 112, mi-a răspuns o operatoare care părea cam prost dispusă, i-am explicat, i-am identificat, i-am spus cine sunt, de ce am sunat, care este problema, dânsa în loc să mă transfere către poliția Bucov, a început să facă teste de localizare cu mine. Deci avea chef de teste. I-am spus că ce treabă are asta. Am întrebat-o ce treabă are și a zis că are. Dar nu are nicio treabă. Deci a început să mă întrebe, să facă teste de localizare cu mine. Pe ce stradă sunt, la ce număr, sunt la casă, sunt la bloc, la ce etaj, la ce apartament. Deci mai avea un pic să mă întrebe dacă sunt în baie pe wc dacă sunt în cameră, mă uit la televizor, dacă sunt în bucătărie. Deci făceau niște teste în timp ce îi sună tot felul de persoane și le spune că sunt bombe pe nu știu pe unde, am înțeles că s-a întâmplat recent și la București, așa, la un tribunal parcă, da, îi sună și nici nu îi găsește, da, pe ăștia care fac glume de-astea, ca să nu mai vorbim de cazul Caracal și tip avea, eu am sunat să rezolvăm o problemă reală, serioasă, și tip avea chef de teste cu mine la telefon. Bun, după care mă direcționează către probabil Poliția Ploiești, deși am explicat că este vorba de Poliția Bucov, ăștia m-au redirecționat la rândul lor către Poliția Bucov și Poliția Bucov mi-a mi zis că s-a rezolvat, a identificat cadavrul. Nici măcar uh, nu și-a cerut scuze față de mine pentru că desigur că e o prostie, adică cu siguranță că sunt niște oameni nepregătiți și nu așa se procedează și nu cu siguranță că nu aveau niciun motiv care să mă, care să îi ducă cu gândul la mine. Așa. Cine știe cum au ajuns ei la concluziile astea, dar e clar că sunt total nepregătiți și nici măcar nu și au cerut, nu și cerut scuze la telefon pentru treaba asta, pentru că au fluturat poza cu mine în toată zona respectivă, au fluturat o poză cu mine pentru că au asociat numele meu cu un eveniment așa de, nu știu, de trist, de tragic, nu știu cum să spun, așa, și plus că persoana respectivă au, au Am aflat că după identificare deci persoana respectivă era un om trecut de 50 de ani. Deci vă dați seama că șansele ca să facă această confuzie erau foarte mici. Ar fi fost foarte mici. Extrem de mici. Deci nu știu ce s-a întâmplat și ce să zic... Aștept. Aștept scuzele lor.